Dumnezeu care ne-a dat care ne-a dat viață și care ne-a mântuit să primească toată slava și toată gloria. Dragii mei, deși este frig afară, am ales în această seară să venim în sanctuarul Bisericii Betania, să ne închinăm lui Dumnezeu și să ne pregătim viața pentru veșnicie. Viața nu este altceva decât o frântură din veșnicia aceasta și veșnicia este condiționată de această frântură numită viață. Pentru că singurul timp pe care noi îl petrecem înaintea lui Dumnezeu ca pe un examen de fidelitate, de ascultare, de credincioșie, este tocmai această frântură numită viață. În timpul acesta putem fi foarte religioși, așa cum sunt toți oamenii, însă să nu fim ascultători de Dumnezeu și de cuvântul pe care El ni l-a lăsat în Biblie. Să nu căutăm sfințenia, ci doar repetarea unor obiceiuri care n-au nicio legătură cu El, au legătură doar cu cei de dinaintea noastră, pentru că ei le-au așezat. În această seară am ascultat o predică în care ni s-a prezentat una dintre familii. A fost una dintre singurele familii unde persoana despre care s-a vorbit nu era căsătorit. S-a vorbit despre familia lui în sensul că familia lui cu părinții lui. De această dată vom avea o a doua predică și vom vorbi despre un împărat. Anul acesta am vorbit despre împărați, împărații lui Iuda și Israel, cele două regate care s-au dezbinat din ceea ce se numește Israelul de astăzi. Aș vrea să citim din Biblie câteva versete care ne vor introduce în contextul vieții și acțiunii acestui împărat. O să vă rog să redeschideți Biblia în Cartea 2 Împărați, capitolul 15, versetele de la 27 la 31. Vă invit să vă ridicați. 2 Împărați, capitolul 15, de la versetul 23 până la 31. Citim despre împărații Pecahia și Pecah. În al 50-lea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Pecahia, fiul lui Menahem. A domnit 2 ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. Nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care a făcut pe Israel să păcătuiască. Pecah, fiul lui Remalia, slujbașul lui, a uneltit împotriva lui. L-a lovit la Samaria, în palatul casei împăratului, ca și pe Argob și Arie. Avea cu el 50 de oameni dintre fiii galaadiților. A omorât astfel pe Pecahia și a domnit în locul lui. Celelalte fapte ale lui Pecahia și tot ce a făcut el sunt scrise în Cartea Cronicilor Împăraților lui Israel. În al 52-lea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Pecah, fiul lui Remalia. A domnit 20 de ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. Nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. Pe vremea lui Pecah, împăratul lui Israel, a venit Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, și a luat Ionul, Abel Bet-Meca, Ianoah, Caldeș, Hațoc, Galad și Galileea, toată țara lui Neftali și pe locuitorii i-a dus în prinsoare în Asiria. Osea, fiul lui Ela, a făcut o uneltire împotriva lui Pecah, fiul lui Remalia. L-a lovit și l-a omorât și a domnit el în locul lui în al 25-lea an al lui Iotam, fiul lui Ozia. Celelalte fapte ale lui Pecah și tot ce a făcut el sunt scrise în Cartea Cronicilor Împăraților lui Israel. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă invit să vă reocupați locurile. Este interesant faptul că unii dintre dumneavoastră ați fost născuți în familii de oameni credincioși și de mici ați fost aduși în biserică. Au trecut de atunci 10 de ani. Și în toată perioada aceasta lungă, care înseamnă toată viața dumneavoastră, ați ascultat predici din această carte. Probabil se ridică la ordinul miilor, dacă nu chiar mai multe. Și este interesant faptul că ne mai trece prin cap să mai ascultăm încă multe altele. Trebuie să fie o motivație grozavă să asculți o viață întreagă explicații din aceeași carte. Mă gândesc cu mintea mea de muritor că lucrul acesta îl onorează pe Dumnezeu. Adevărul este
că nu știm mare lucru din cartea aceasta, în ciuda faptului că o citim de mulți ani. Cartea aceasta este atât de intensă, este atât de profundă, pentru că vorbește deopotrivă de toate lucrurile văzute și nevăzute. Surprinde eternitatea și apoi apare în dimensiunea timp și spațiu și iese din nou și vorbește despre eternitate. Ce poți înțelege de aici? Poți înțelege doar ce poți înțelege, însă Dumnezeu nici nu vrea să înțelegem ce nu putem înțelege. El vrea doar să înțelegem că suntem oameni păcătoși și că va trebui să plătim pedeapsa păcatelor noastre, dar Iisus Hristos a intrat în istorie tocmai pentru ca să plătească în locul nostru și să ne izbăvească de această pedeapsă care e moartea în iad. Asta este toată vestea bună a cărții, care este explicată dintr-o mie de părți, privind tot din alte aspecte. În această seară, scumpii mei, vorbim despre doi dintre cei 19 împărați ai regatului din partea de nord, unde era capitală Samaria, și acești doi împărați despre care vorbim sunt penultimii doi împărați din istoria regatului de nord, Pekahia și Pekah. E coincidență asemănarea de nume, n-au nicio legătură, nu sunt rudă, ba dimpotrivă, al doilea l-a omorât pe primul. Mai urmează un singur împărat după aceștia doi, pe care îl cheamă Osea, și cu Osea se încheie lista împăraților regatului de nord. Se încheie monarhia în Israel. Israel dispare de pe fața pământului. Israel nu cu denumirea de astăzi, ci cu denumirea de atunci, pentru că Israel atunci însemna jumătatea din nord, astăzi înseamnă toată țara. În această seară aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre fiecare dintre cei doi împărați și întotdeauna scopul meu când vă vorbesc despre împărații aceștia este să prezint o predică biografică. Biografică înseamnă că ne uităm la viața lor și la activitățile lor și vrem să învățăm din greșelile lor ferindu-ne de ele și din calitățile lor imitându-le. Noi suntem oameni care avem nevoie de modele. Când o tânără începe să facă mâncare, modelul ei este mama sau altă bucătăreasă. Când un tânăr începe să predice, modelul lui este predicatorii la care el are acces și se uită la ei cum predică, cum gesticulează și așa mai departe. Modelul cuiva care cântă este un cântăreț mai vechi și care a ajuns la performanță și asta înseamnă să fii ucenicul cuiva. Asta înseamnă să ai un mentor, să ai la cineva la care te uiți și cineva ca și care vrei să fii. Atunci când vorbim despre împăratul Pekahia, trebuie să spunem că el a fost fiul ultimului împărat de dinainte de el, respectiv Menahem. El a fost împăratul cu numărul 17 dintre cei 19 împărați ai regatului de nord, adică antipenultimul. Pekahia a domnit doar 2 ani la Samaria. El a urmat politica tatălui său, Menahem. A continuat să strângă taxe pentru marele imperiu al vremii lui, Asiria, și să îmbuneze pe ferocele împărat al imperiului asirian prin tributul pe care îl plătea, rugându-l în felul acesta să nu distrugă țărișoara lui. Sigur că lucrul acesta n-a plăcut populației. Biblia ne spune că tatăl său strângea taxe de la oamenii mai bogați din țară și fiul său a continuat procedura aceasta pentru ca să păstreze identitatea națională, dar populația s-a supărat foarte tare pe el și tocmai Pekah, care l-a omorât pe Pekahia, a condus un grup de răzvrătire exprimând nemulțumirea lor pentru politica pro-asiriană pe care o avea Pekahia, adică Pekahia era președintele țării, regele țării, și el lua bani de la oamenii din țară pe care îi trimitea sub formă de tribut, de bir, Imperiului Asirian ca să nu distrugă țara. Însă țara nu înțelegea pericolul distrugerii ei și l-a omorât pe împăratul care strângea bani ca să nu mai strângă bani. Dar atunci a venit împăratul și a omorât pe toți. Cum era mai bine, înainte sau acum? Probabil că dintre două rele întotdeauna e unul mai bun. De cele mai multe ori noi nu avem de ales între bine și rău. E ușor să alegi între bine și rău, pentru că binele e alb și negru și răul e negru, cel puțin în simbol. Și cei mai mulți oameni care au un pic de minte aleg binele,
Dar când ai de ales între două rele, atunci pe care răul alegi? Sigur că întotdeauna când sunt două rele, unul este mai mic decât celălalt, sau așa pare. Sigur că e ideal să-l alegi pe răul mai mic. Ei, în situația aceasta observăm o astfel de situație. În sfârșit, din punct de vedere spiritual, Biblia menționează că Pecahia a făcut ce este rău înaintea Domnului, trăind în păcatele lui Ieroboam, care a fost primul rege al regatului de nord. Într-una dintre seri, dacă vă mai aduceți aminte, de 19 ori, pentru fiecare împărat câteodată, am menționat ce spune Biblia, aceeași afirmație, s-a dedat la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. De 19 ori, adică pentru fiecare împărat câteodată, se repetă aceeași exprimare. De fapt, nu chiar de 19 ori, că pentru el nu se repetă, adică pentru primul. Este interesant să observăm, cel puțin pentru mine este foarte interesant, mai ales dacă ceea ce vreau să spun pun în comparație cu teologia populară, potrivit căreia întotdeauna în necaz Domnul te cercetează și omul de frică necazului întotdeauna se pocăiește. Observăm că această regulă nu este adevărată, dimpotrivă. Observați că acești 19 împărați, toți au trecut prin crize foarte mari. Au avut parte de necazuri și de nenorociri cumplite și măcar unul dintre cei 19 nu s-a întors la Dumnezeu în criza în care s-a găsit ca să-i scape. Toți au avut încăpățânarea să se lupte cu Dumnezeu și în necaz și nici unul nu a venit la Dumnezeu, a rămas fără ajutorul lui Dumnezeu, a continuat să trăiască în suferință și în necaz, li s-a șters pomenirea, a fost țara distrusă, dar n-au vrut să se pocăiască. Cum zicem noi, dar, că dacă Dumnezeul trece pe cineva prin necaz, ăla se pocăiește automat? Avem 19 exemple de oameni proeminenți care au condus regatul de nord și nici unul dintre ei nu s-a pocăit. Priviți-l pe cel cu numărul 17, Pecahia. Observați că omul acesta era amenințat de o invazie a Imperiului Asirian, unul dintre cele mai feroce. Amenința libertatea lor națională. Și acesta era un motiv suficient de mare, armată n-avea, bani nu mai avea, n-avea nimic. Era vulnerabil în fața asirienilor. Singura lui scăpare ar fi fost Dumnezeu. Avea istoria părinților lui când Dumnezeu a scăpat națiunea în mod miraculos. Ar fi putut să repete aceste amintiri, să vină la Dumnezeu, să spună: Dumnezeule, iartă-mă pe mine și iartă țara aceasta care te-a batjocorit pe tine, fie-ți milă de noi și scapă-ne de păgânul acesta de Tiglat-Pileser. N-a vrut să facă asta. A continuat să stea cu spatele la Dumnezeu. Și riscând să fie distrus el și națiunea, nu s-a întors la Dumnezeu. Pur și simplu nu-l pot înțelege. Nici nu-ți trebuie minte ca să te întorci la Dumnezeu. Uneori doar e suficientă frica, dar nu s-a întors nici din înțelepciune, nici din credință și nici din frică. E ciudată atitudinea acestui om. Această constatare ne îndreptățește să credem că necazurile vieții pe unii oameni îi apropie de Dumnezeu, este adevărat, dar pe alții îi îndepărtează de Dumnezeu. Nu toți oamenii se apropie de Dumnezeu în necaz. Nu toți oamenii se îndepărtează de Dumnezeu în necaz. Fiecare face ce vrea. De aceea oamenii sunt responsabili în fața lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu le permite să facă ce vrea. Cineva alege să fumeze, cineva alege să nu fumeze, cineva alege să înjure, cineva alege să nu înjure, cineva alege să vină la biserică, cineva alege să nu vină la biserică. Dacă Dumnezeu le dă oamenilor dreptul să facă ce vrea, el își păstrează dreptul să evalueze ce vrea omul să facă și să pedepsească pe cei ce aleg răul și să-i premieze pe cei ce aleg binele. La fel face și poliția. Cine trece pe roșu este amendat, cine trece pe verde, drum bun. Nu-i cinstit? Ba da! În ciuda crizelor majore și repetate prin care trece Israel în perioada de 241 de ani, aceasta e toată istoria regatului de nord, 241 de ani de istorie, niciunul dintre cei 19 împărați nu se pocăiesc, niciunul, nici măcar unul de poftă. Toți rămân împietriți față de Dumnezeu. Neștiința îi conduce la necredință, trăiesc în nebunie, în idolatrie. Se omoară unul pe altul ca niște oameni fără minte. Te uiți la ei, niște împărați care se asasinează în șir. Fiecare îl omoară pe cel de dinaintea lui.
Unul domnește o lună, unul 6 luni, unul 1 an, 2. Aproape că zici că n-au avut niciunul minte ce împărați a avut această țară. Observați că de 2 ani împăratul Pekahia este împărat și Pekah, slujitorul lui, îl omoară. Din text, printre rânduri, înțelegem că slujitorul lui conducea un grup de oameni care erau foarte nemulțumiți de politica de strângere de taxe a lui Pekahia și a vrut să îl distrugă pe împărat și să instaleze în țară o politică împotriva asirienilor, nu pro-asirieni, lucru care s-a și întâmplat. Al doilea împărat, Pekahia. Pekah, așa cum menționam, a fost slujitorul lui Pekahia și într-o ambuscadă l-a omorât. El domnește 20 de ani. El este penultimul împărat al Israelului și are parte de o domnie foarte zbuciumată datorită crizelor cu caracter național și internațional care se derulează în perioada domniei lui. Nu întotdeauna cronologia împăraților lui Israel și Iuda este ușor de înțeles. Spre exemplu, aici cronologia are un punct greu de înțeles și m-am gândit că pot consuma câteva minute să vorbesc cu dumneavoastră despre asta. Fac lucrul acesta pentru că dacă studiem viața și activitatea împăratului Pekah, ajungem la un moment dat să constatăm că există o aparentă neconcordanță în Biblie și întotdeauna mă deranjează când oamenii cred că au găsit neconcordanțe în Biblie. Mi-am făcut obiceiul să cred că întotdeauna când întâlnesc în Biblie un pasaj care mi se pare că intră în conflict cu Biblia, niciodată nu este adevărat lucrul acesta, ci toată problema este la mine, că nu înțeleg bine lucrurile, că nu le așez bine și că sunt pe un drum greșit în intenția mea de a interpreta Scriptura. Uitați ce vreau să spun. În 2 Împărați, capitolul 15, versetul 30, scrie că Pekah, împăratul Israelului, a fost asasinat în al 20-lea an de domnia lui Iotam, împăratul lui Iuda. Numai că, dacă studiem viața lui Iotam, în 2 Cronici 27, versetul 1, citim că el a domnit doar 16 ani. Păi cum poate un împărat să domnească 16 ani și mai târziu să se spună că în al 20-lea an de domnie a lui Iotam? Păi dacă a domnit 16, de unde 20? Este ca și cum domnul Obama domnește 8 ani și peste 10-20 de ani cineva va scrie în al 10-lea an de domnie al domnului Obama. Și noi toți spunem, dar de unde 10, că a fost 8? Omul ăsta nu știe istoria. Dacă ne uităm în carte însă, observăm următorul lucru. În 2 Cronici, capitolul 27, este menționat și faptul că atunci când Iotam a ajuns împărat și a domnit doar 16 ani, tatăl lui Azaria, în ultimii 10 ani de viață și de conducere ca împărat, el n-a mai fost împărat decât oficial, că în realitate era fiul său Iotam. După cum știți, Azaria a intrat în templu și a încercat să aducă jertfă. Azaria este același împărat, a fost tatăl lui Iotam. Preoții au vrut să-l oprească spunându-i, va veni blestemul lui Dumnezeu peste tine dacă încerci să aduci jertfă. El n-a vrut, n-a ascultat. În nebunia lui a crezut că dacă e împărat poate să facă tot ce vrea și că e egal cu Dumnezeu și atunci Dumnezeu l-a pedepsit să aibă lepră. Și a mai fost împărat lepros așa cum a fost încă 10 ani, dar a stat ascuns într-o casă de leproși că nu putea să stea în public, lepra fiind contagioasă, și Iotam, fiul său, a fost coregent cu el, adică a fost în mod practic regele, așa că Iotam a domnit 16 plus 10, 26 de ani. Lucrul acesta este scris în Biblie, am să citesc din 2 Cronici, capitolul 26, versetul 21. Ascultați, împăratul Ozia a fost lepros până în ziua morții și a locuit într-o casă deosebită ca lepros, căci a fost izgonit din casa Domnului. Și fiul său, Iotam, era în fruntea casei împăratului și judeca poporul țării. Iată dar de ce Biblia nu greșește când spune că deși omul ăsta a domnit oficial 16 ani, el a mai domnit încă 10 din domnia tatălui său, care pur și simplu era într-o leprozerie și deși oficial era împărat, el nu mai conducea țara și o conducea fiul său. Biblia nu greșește atunci când în aparență greșește.
Biblia nu greșește niciodată. Pentru că dacă noi ne ferim să greșim, Dumnezeu nu are nevoie să se ferească să greșească, pentru că El este desăvârșit. Dumnezeu este absolut desăvârșit. El nu poate să greșească, nu poate să uite, nu poate să mintă, nu poate să se enerveze, nu poate să-și piardă răbdarea, nu poate să facă rău. Dumnezeu este doar drept și în dreptatea Lui pedepsește. Dar când tatăl își pedepsește copilul, nu-i rău, este responsabil. Tot la fel este Dumnezeu. Nu e o nenorocire când ești pedepsit de Dumnezeu. Mă tem că e o mare binecuvântare. Chiar dacă uneori binecuvântările de genul acesta dor. Trecând peste această paranteză în care am încercat să pun în evidență un aparent conflict al Bibliei, aș vrea să spun că împăratul acesta Pekah a întrerupt politica pro-asiriană. Pro-asiriană înseamnă de partea Asiriei, prin faptul că el a devenit împotriva Asiriei. N-a mai strâns taxe, n-a mai plătit tribut și a crezut că el e în stare, cu o țărișoară atât de mică, să facă față la marele imperiu asirian. Și știți ce a făcut? El a încheiat o alianță cu împăratul Rețim al Damascului, o parte din Siria, și a încercat să atragă în această alianță și pe împăratul regatului de sud. Însă Ahaz, împăratul regatului de sud, nu a acceptat să vină în alianță cu regatul de nord și cu Rețin, împăratul Damascului. Și atunci aceștia doi au vrut să cucerească Iuda pe Ahaz, dar au pierdut războiul. Ahaz, când a văzut că este în conflict cu împăratul regatului de nord, Pekah, și cu Rețin, împăratul Damascului, a cerut ajutor la împăratul Asiriei. Împăratul Asiriei a venit în Damasc, a cucerit Damascul, l-a luat prizonier pe Rețin, a venit în Israel, a cucerit o parte din Israel și a luat prizonier pe toți cei ce locuiau în partea aceasta și pur și simplu i-a deportat în partea regatului său, marelui său imperiu, în partea de sud. Așa se face că Damascul a dispărut pentru o vreme de pe scena istoriei, regatul de nord, jumătate din el a dispărut, și în următorii ani, în timpul ultimului împărat Osea, regatul de nord mai rămâne doar jumătate în picioare, însă se întoarce împăratul Tiglat-Pileser și distruge pentru întotdeauna cele 10 seminții ale regatului de nord. Și așa se face că în anul 720-722, această parte a poporului lui Dumnezeu dispare de pe scena istoriei. Și aceasta doar pentru faptul că n-au vrut să se pocăiască. Dacă să te pocăiești ar însemna să dai cu sapa, ar însemna să munciști în mină, ar însemna să devii un bandit, să-ți omori familia, ar însemna să devii un imoral și să nu te lase conștiința, aș înțelege că a te pocăi e o chestiune complicată. Dar dacă a te pocăi înseamnă a te lăsa de prostii, a deveni un soț sau o soție remarcabilă, un copil ascultător, un cetățean de treabă, un om cu conștiință, cu caracter, să te apropii de Dumnezeu și să-L cinstești pe Cel care ți-a dat viață și mântuire, pe Cel care a murit pe cruce ca să poți fi iertat în autoritatea sângelui Său, atunci nu înțeleg de ce un om nu vrea să primească iertarea lui Dumnezeu și vrea să trăiască ca dușman al lui Dumnezeu și peste el să vină mânia și blestemul, iar această mânie și blestem să însemne moartea în iad pentru întotdeauna. Stimați frați și surori, nu există înțelepciune mai mare decât să-ți asiguri eternitatea, lăsându-L pe Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos să mijlocească ca un avocat între vinovat, care este omul, și între judecător, care este Dumnezeu. Un Dumnezeu ofensat de răzvrătirea la 7 miliarde de oameni, care în ciuda religiozității lor sunt niște oameni care trăiesc în păcat. Fiecare în păcatul propriu, persoanei, familiei sau tradiției lui naționale. În această seară, dragii mei, aș vrea în încheiere să spun următoarele lucruri. Observați că împărații regatului de nord au fost toți, în exclusivitate, oameni fără caracter, oameni fără frică de Dumnezeu. La ce te aștepți la un om fără caracter și fără frică de Dumnezeu?
Dacă cineva este un obraznic și un răutăcios cu Dumnezeu, poate să fie un soț de treabă, un coleg bun, un cetățean de ispravă, un vecin de caracter? Nici vorbă. Cine nu se teme de Dumnezeu nu va avea rușine de oameni. Pentru că rușinea de oameni se naște în contextul fricii de Dumnezeu. Al doilea lucru, nici în crizele personale, familiale sau naționale, un om nu se va pocăi dacă nu vrea să se pocăiască. Și al treilea lucru, când un om vrea să se pocăiască, nu-l poate opri nimeni. Dar când nu vrea să se pocăiască, nu-l poate obliga nimeni. Nici necazurile și nici suferința. Eu și dumneata cunoaștem oameni care s-au pocăit fără să-i bată Dumnezeu și pe alții care i-a bătut toată viața și n-au vrut să se pocăiască. Pur și simplu au avut tupeul inexplicabil să se lupte cu Dumnezeu o viață, dar n-au vrut să se pocăiască. În această seară mă uit la viața mea presărată cu un șir nesfârșit de experiențe și dincolo de faptul că 51 de ani au trecut ca o clipă, totuși, trecutul acesta al meu, ca și al dumneavoastră, e foarte lung și e plin de urmele pașilor lui Dumnezeu. Nu o să pot trăi niciodată suficient de mult ca să îi mulțumesc lui Dumnezeu și să-mi exprim recunoștința pentru tot binele care mi l-a făcut, pentru tot răul de la care m-a scăpat și pentru toată îndurarea de care mi-a făcut parte mie și familiei mele restrânse. În această seară vă fericesc, scumpii mei, pentru că aveți obiceiul să frecventați un loc ca acesta, unde vă gândiți la viața dumneavoastră personală și la veșnicia care stă să înceapă fără să se termine vreodată. Un loc unde nimeni nu o să plângă, un loc unde nu vor mai fi teroriști, unde nu vor mai fi sisteme de alarmă și nici măcar încuietori la ușă. Un loc unde străzile vor fi din aur, dar din aur curat, și diamante pe care nu le-am văzut încă vor fi puse în stâlpii acestor intrări. În locul acela vom ajunge nu prin meritele noastre, ci doar prin meritele lui Iisus. Și dacă El devine Mântuitorul nostru, viața Lui va deveni viața noastră și vom fi scăpați de o sândă. Să ne uităm la acești împărați care au avut privilegii, dar n-au avut minte să se pocăiască. Și să ne uităm la oameni simpli, care probabil nici nu știu să iscălească. Mi-aduc aminte de bunica mea, pur și simplu se semna punând degetul în tuș și apoi pe actul cu pricina. N-a avut nicio clasă. Dar sunt oameni care nu știu să se iscălească, sunt analfabeți, dar atâta lucru știu, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și îi permit Lui să intre în inima lor, să le ierte păcatele, să le mântuiască sufletul și să le scrie numele în cartea vieții. Dragul meu prieten, frate, soră, probabil că în seara aceasta vom ajunge acasă cu bine, sănătoși și ne vom culca, dar să știți că nu ne garantează nimeni că ne vom mai trezi. Trebuie să acceptați că toți oamenii care sunt morți într-o zi nu s-au mai trezit. Asta se va repeta într-o zi cu fiecare dintre noi, indiferent de vârstă. Înainte să vă culcați în seara asta, asigurați-vă că sunteți copiii lui Dumnezeu, că aveți păcatele iertate. Și dacă nu ne mai trezim, nu-i nicio problemă, ne trezim în marea dimineață pentru întotdeauna în veșnicia lui Dumnezeu. Poporul Domnului vă chem la rugăciune. Haideți să ne ridicăm și fiecare în inima lui să se roage Domnului.